Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică, compartimentul pentru combaterea delictelor silvice, împreună cu alți polițiști din cadrul subunităților de poliție din județ, au intensificat în ultima perioadă acțiuni pentru protejarea fondului forestier și combaterea tăierilor ilegale de arbori. Acțiunile polițiștilor vizează verificarea depozitelor și instalațiilor de prelucrare a lemnului, dar și verificarea legalității transporturilor de material lemnos și a pomilor de Crăciun. Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost instituite filtre, iar polițiștii serviciului rutier și cei specializați în combaterea delictelor silvice au verificat transporturile de material lemnos. În cadrul acestor acțiuni de verificare, polițiștii au aplicat atât sancțiuni contravenționale, cât și alte măsuri complementare. În zilele de vineri și sâmbătă, în cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au aplicat 91 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei pentru nerespectarea legii 171 din 2010 și la alte acte normative, iar ca măsură complementară au fost ridicați în vederea confiscării aproape 38 de metri cubi de material lemnos de diferite specii. La acțiunile desfășurate au participat jandarmi și reprezentanții ai gărzii forestiere și ocoalelor silvice.